Băi, domnul Firiceală, uite ce minunăție avem noi aici, foarte faină, un sălaș destul de bun, încă mai mare acoperit ăsta și să mai poate fi locuit, adică să mai poate ținea animale în el. Salutare, mă numesc Adrian, domnul Firiceală, care să o așeza jos, cred că eu s-o obosit săracul și el, cât am circulat, hai să ne punem și noi un pic jos și mă aflu într-un minunat loc din munța Buseni, munții Metaliferi, mai bine spus. În spatele meu se află un sălaș de ăla micuț, 3 metri pe 4 metri, foarte fain, aici într-un vârf de deal, o priveliște superbă. O să vi-l arăt din aproape să vedeți cât de frumos este el. Mamă, nici ce sălășuț, bă! Hai să mergem să-l filmăm, mă! Ce fain e! Păcat de el, bă, ni să strică. Frumos, super! Nică mai avem ce filma iar. Vezi? Ai, mamă, bine că vine pe dâmba asta. De fapt, vreau să viu pe aici anii prima dată. Dar vezi ce frumos o ascuns el aici în pădurice, mă. Mă, tată, mă, ce fain e. În curând, aceste minunate sălașuri o să dispară. Din păcate, multe dintre ele au ars, multe dintre ele au căzut din cauza condițiilor vitrige. Iată, uite ce fain. Hai, Firiceală, să vezi, bă. Ascuns aici. De asta, când se trezea omul de aici, nici ce priveliște avea dimineața, mă. Mă spune tu, mă. Iată, uite. Vedea tot satul, tot pe aici încolo. Priveliște superbă. Tare. Cum arată, bă, omule. Băi, omule, dar pe ăsta are o vechime. Fii atent ce oplitură, nici nu ai văzut de asta până acum. Voi vedeți? Super. Nu putui lua drona cu mine. Bă, ce rău îmi pare. Are o vechime ăsta, tată. E micuț, că n-are vreo 4 metri pe vreo 3. Iată, uite. Astea spun, vedeți, crestăturile astea spun vetimea lui. Foarte veti. Ești curios dacă pot intra înăuntru, aș vrea să-l filmez și înăuntru. Aici e partea care dă soarele pe el. Vedeți cum se vede cum l-a mâncat. A mâncat lemnul. Și aici pot proteja de părul ăsta, nu-i fain. Băi, omule, dar lemnul e destul de tare. Vezi, bătrânii o știut. Stai că scrie aici ceva. Că te întreagă și se delegară și retul, cred că. 1941. Oare, dumneavoastră, ce? Sau 40, parcă se vede. 1000 sau 1800. 1800, mă. 1840, bă, dar vezi, destul de vechi. Ba, scrie și un nume aici, Val, nu știu ce încolo ce scrie. Îți dai seama câtă istorie poartă un asemenea sălaș? Destul de mult. Asta e portița, mă, asta e portița, leasa, care se pune, leasa, spunem noi, sau portiță, știi? Se pune aici, se băga în scobitura asta aici, ne? Și aici se îndoia după un cui. Numai că au căzut, nu? Și asta e încuietoarea lui. Sunt curios. Poate deschide? Se poate. Ăștia sunt uștiorii. Uștiorii care țin ușa și bârnile ca să nu cadă în lături. Hai, mamă, ce e aici? Au fost cândva vite. Dar văd că au fost locuit și pe timpul, opa, poate așa? Așa, că avem lumina acum și putem vedea mai bine. Au fost lipit cu baligă și ăsta. Băi, omule, destul de vechi. Destul de vechi. Aici o mică poliță. Aici așa putem vedea o mică poliță. Asta era
încuietoarea, cheia lui, așa arată ea. Vezi? Știu că aici se ținea și o puteai să o apuci de afară, știi? Ca să poți deschide ușa. Sălașul a fost cioplit în barde, în bărduță, o rangă, mai bătea omul pe aici pe la loc, una alta. Danica s-a dus și zidul de sub el, omule. Micuț, așa, pentru două trivite. Aia, da, uite, îl gata apa. Oh, bă, nici ce nu stă ăsta prins. Îl gata apa, bă, firiceală, tu ce știi? Păcat. Uite, aici avem o scară. O scăruță frumoasă. Mică. De ce nu stă ăsta prins? Nu înțeleg. Becul ăsta nu bune, mă nervează. Acoperit cu paie, frumos. Și asta e închizătoarea pe dinăuntru. Închidea ușa omul. Hai să închidem frumos la loc. Ușa de aia de fostă, negroasă. Foc. Gândiți-vă că streșina asta vinea până aici, anii undeva. Cât soros. Cât soros ea, gândește. Hai de capul meu. Dar sunt frumoase încheieturile astea, mă. Super faine. Uite și aici cum s-a degradat. Tot bine. Îți dai seama. Normal, omul trebuia să vină pe aici ni să curiță tot bine, frumos, știi? Să nu stea apa pe lemn, să nu dea. Dar apă nu mai vine nimeni. Uite cum arată acoperișul. Oamenii au plecat de aici, apoi nu mai. Asta e parte de dos. Și lemnul e ca toaca, bă, omule. Lemnul e bun. Am o șură și am schimbat acoperișul. Am zis că nu durează foarte mult să-l dăm jos. Am mers cu eu, taică-miu și frate-miu. Cu trei furcuri de la mari, știi? Șura mea, dar așa ăsta, fii atent, nu ți-o folosit cuie. Ți-o folosit doar cuie de lemn, tot bine, se poate observa. Acum ziceam. Și am zis că ne împingem el și îl dăm imediat jos. Bă, omule, ce să te poți împinge? O trebuie să ne urcăm din vârf, să ne apucăm de acolo. Vedeți că se bagă niște lăstari, tineri. Bade amesteacă, bade, depinde ce a avut omul, de fac, bade carpen, știi? Dar, în general, de fac și de carpen, să cam bagă, că ăștia cam îți mai trainici. Cu frunze, cu tot. Și să pune un strat de paie, un strat de astea, ca să se lege. Și printre ele să bagă niște cuie de lemn și să bat în corne. Știți? Și așa stă ăsta de... Tu ți-e vezi de treabă că nu sare nici, poate să bată vânt, te doare capul. Și așa se făceau acoperișurile astea. Nu i-am zis că, bă, îl dă-i rapid jos. Tu ți-e vezi de treabă, mă, omule. Ca o putere și bine făcute și întiate, cum trebuie. Uite cum se vede aici, vedeți? Foarte fain întiate. Super, știau oamenii să lucreze atunci cu paile frumos. Bine, că de pe aici ni le adunau, aveau și că locurile astea erau aratită bine și făceau și aveau. Acum de unii mai nici ca pe spaie pe aici pe la noi măcar. No, frumos, foarte fain. Păcat de ale, păcat că se strică. Bun, lăsăm noi sălășuțul în pace, nică și ăsta s-o rumă, omule, și mere mai departe. Hai că mergem un pic încolo, să vedem ce mai fi și încolo. Dacă tot apucarăm pe partea asta, ni, o mare. N-au gândit și ce priveliște faine aveai pe aici încolo, mă. O ferească Dumnezeu. O super priveliște, nu așa. Nică taie, nu părut de mare, bă. Aoleu, maică!
Imens! 4 metri 5 are ăsta. Minunat! Minunat, minunat! Băi, omule, câtă energie poți lua de aici, din natură, de te doare capul. E numai, cum se spune. Hai că trecem încolo să vedem ce-am găsit. Ce mai vedem, ceva nou, cum se spune pe la noi. Uite, uite ce căleițe frumoase sunt pe acolo, Ani. Ei nu știu pe unde să mă dau să ies pe crasta asta în sus, dar cred că pe aici în sus o iau. Mai vine câte o rafală de vânt, dar asta este, n-avem noi ce face, merim înainte. Hai să ne dăm pe aici în sus, că mai fain. Ieșim pe vârf de dâmb. Ieșim pe vârf de creastă. Hai, bă, nici limbă scos, bă, omule, mă. Ferească Dumnezeu. Am zis că să ne pornim și noi un pica prin natura sălbatică din munții Metaliferi, o grupă a munților apuseni. Hai, Doamne, ce-i place! Ce-i place la nost? Nu? Din păcate, e mare pantă, bă, spune și tu. E mare panta, dar e frumos. Vezi tu ce pe aici? Uite! Pociacile astea, așa, nini, sunt făcute de car. Mai de mult cărau oamenii fânul cu carul pe aici în jos. O astfel de potiace. Păi o le puneau pe târș sau vineau cu carul, cu boi. Cu căruțul. Cine știe când? Acum as. Oi, 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 oi. Zeci de ani. Nu se știe. Ui ce plouă fain, mă. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, fain în sus. Porumbarul, minunatul porumbar. Foarte bun ceaiul de porumbar. Hai, Doamne, stai că mă întiedicam. Fii atea, că s-o băga și aici. E nu părubă, omule, bă, îți dai seama cât o coborât în jos. Mă întrebase cineva de babele de enupăr, sunt foarte bune pentru pietrele la rinichi. Dar trebuie să iei cu seamă, pentru că astea sunt babele de enupăr, dacă nu le cunoașteți. Opa, așa arată. Să iau câte 5 babe, dar pot să încep cu 3. N-a că mă băga iară. Pot să încep cu 3 pentru că sfarmă piatra foarte rapid și când te urinezi, apă ce doare după aia. Stați așa că mă băgai în schimb. Așa fain te gâdele pe la cicioare. Hai, Doamne! Nu, îți dai tu seama. Înainte vineau pe aici, Nicu, cu carul, cu fân, una alta. Am unii. Ba, ce au fost ceva formă de cărare și că au fost ceva șur pe aici pe din sus, eu știu. Amu se împădurește tot e pădure de asta. Nici de o treabă, lăstăriș. Arbușteală de asta, cum se spune. Satul Hădărău, în față, partea aia mea cât în câmpeni, masivul Muntele Mare în partea aia. Hai bă, hai aici. Babile astea de ienupăr, e o juneapă de zăi. Poate să greșesc, cine știe. Îs bune și așa vezi și îs bune și așa, zici că safine, așa albăstrui, înspre negru, vedeți? Sunt foarte bune pentru cavitatea bucală și schimbă gustul. Miros plăcut în gură și mie-mi provoacă când mi sete. Iau câte o bobiță de asta și-mi trece setea. Nu se întâmplă nicăt dacă o mănânci.
nimic, absolut nimic. Aha, este porcă aici, bă, firiceală, vezi? Porcă mistreață, bă. Păi e un pic de pantă. Un pic, un pic. Mamă, cât are ăsta, fii atent, omule, cât ies. Oio, foarte fain, trebuie să ne culege când vinim în jos. Iată, uite, astea numai în toamnă se coc. Deci îi trebuie 2 ani de zile ca să se albăstrească așa. Fain. Ni o mămăruță, bă. Stai să scoți camera cealaltă. Iată, uite. Ce frumos sunt bobile astea, mă, omule, de... Hai de capul meu. Uite și aici, cât ies. Astea sunt foarte bune și la, cum să spun eu, și pentru mâncare. Să zice, bună iese carne. Când frici 2-3 boabe de astea acolo în ulei sau în un soare, în ce faci tu, și le pui așa în ei și apoi iese o lucrare, mă, omule, mă. Mai ales dacă ai o carne de vânat, foarte, foarte bună. Băi, dacă cât ies, fii atent, după ăsta strânge o grămadă. Înțapă foarte tare, la fel ca la molid. Acele lui sunt foarte, foarte dureroase, cum se spune. Și ăsta e un lemn foarte puternic, un lemn care chiar de esență foarte tare. Bătrânii făceau coz la lopeț, țineau foarte mult. Vezi cum le melași pe acolo până băligău, cum se spune pe la noi, să coceau, nu? No, și în schimb, când căpătai un de ăsta mare, cum e cel la Nicolonii, dar sunt și mai mari, api îți făceai o de aia, o coadă, o la topor, o la, cum să spui, o la furcă, o la lopată. Vedeți și ăsta? Uitați cum are acele pe deasupra. Vezi? Ce dunguliță frumoasă. Dar așa că nu se vede. Vedeți cum are pe deasupra? Trebuie să fiu atent la obiectivul ăsta, că ce frumos are alberinul ăla. Și pe deasupra, dacă întorcem invers, sunt verzi. Vezi? Scuze că-s murdar pe unde, că mai mă prinsei pe acolo nip în pădure și apă să băgă sub unde. Asta e. Nu poți să fii cu detătie. No, uite, vedeți? De asemenea, de astea drepte. No, astea poți să le tai frumos. De aici de jos, le duci acasă. Și le ciopleși fain, fain, cu mizdreala. Și îți faci o coadă la o lopată de ce ține ai de capul meu. Te saturi de lucru cu ea. Fructile astea au o grămadă de beneficii. Au o grămadă, în special vă spusei, pentru probleme cu pietri la rinic, pietri la bilă, pietri la vezica urinară. Dar atenție, trebuie luate cu mare grijă, pentru că le transformă prea repede și dore. Puteți să luați, în schimb, pe lângă, puteți să luați rășină de brad și aia are proprietatea de a elimina pietrile la rinichi și la vezică și la toate pietrele de până ce se află prin corpul nostru. Ăsta e foarte bun și pentru anemie, bobile. De exemplu, eu fac cutătul. Rup așa nicrenguță cu bobe pe ea, o pun în ceai, o fierb vreo 10 minute și... După care servesc câte o cană, două pe zi. E foarte bună pentru diferite boli. Pentru diferite boli. Nu, fii atent, omule, cât ești acolo. Deci așa ceva? Ciucuri, tu știi ce înseamnă aia ciucuri? Ciucuri. Uite, aici avem iară ceva bun. Am tot povestit eu despre ele. Uite, bă, că facem și anul ăsta sirop. Sirop din conuri de astea. Foarte bun. Pinul. Sirop de conuri de pin. Care s-o bunătate. Deși astea conțin rășină. Mult au zis o lume că scade dință, că scade un alt. Îți scade dință atunci când ai, de exemplu, o bagi într-o măsea cariată
Știi? Și atunci, da, ăștia au o stradă de rășină pe deasupra, ca să reziste contra frigului, că altfel s-ar duce pe timpul iernii, ar ridica jos. Și acele lor, era să zic frunze, acele lor la fel conțin rășină, care la fel ar cădea atât de bine jos, la fel cum cade orice frunză din alt copac. Nu. Astea sunt protejate de rășină. Gândește că noi facem sirop de brad, de muguri de ăștia, de conuri de pin, de zadă, de larice, de... E nu pără cel mai greu, mi se pare cel mai greu de făcut siropul, pentru că sunt foarte ăștia smuguri de anul ăsta, de anul trecut de fapt, nu de anul ăsta, ăștia smuguri din anul trecut. Uite-te, vedeți, ăsta au crescut într-un an partea asta, ăștia smugurii lui, dar pe când ies, îți micuț și trebuie să stai o zi întreagă să culegi ca să-ți poți face un pic de sirop. Păi nu vă spui siropul cât de bun, omule, pentru tot aparatul respirator în special, pentru diferite, pentru... în special pentru asp și pentru plămâni, cum se spune, pentru dureri de gât. Foarte, foarte bun siropul de muguri de brad, care, nu, că iară mă greșim. Deci ăsta e foarte, foarte bun. Siropul ăsta e o minunăție, mai ales dacă îl bagi mugurii ăștia, să-i bagi în miare, să-i ții acolo o lună de zile și-i storci și iei câte o lingură de aia când ai probleme, să fac o grămadă de extracte, să fac o grămadă de minuni, să fac o grămadă de... O grămadă. Băi, nică ce are și ăsta că să rupe, mă, omule, așa ceva n-am văzut, mă. Ia, deci n-am mai văzut atâta de multe, eu mă mir, îți dai seama? Atâta de multe fructe de... E nu păr de când îs. Nu știu dacă se observă în sus cât ies. Unde fusești? Am nefer că scot după apă, nu avem apă aici, e rău. E rău de apă. Uite acolo scase. Vedeți acolo în groapa aceea? Și aici are, uite, e o mică șură. Nu mergem până acolo, că noi trecem pe aici. Ne. Aici a mai cosit un om, vezi? Dar ăsta a făcut multe clăi. Uite, are pe acolo. Ne. Foarte multe. Hai că ne dăm pe honca asta. De obicei, el ar trebui să aibă apă pe acinip undeva. Pe honcile astea. Îmi dau seama, pentru că e și muști, și ar trebui să fie apă pe undeva. Ama, nu știu dacă am găsit-o. O vedea noi. O vedea noi pe aici încolo. Undeva trebuie să fie. Mă, și după ce vine iar, întrebă niște boabe de... Păducel, întrebă mie. Da? Nu știu dacă mi-au lăsat animăluțele astea. Păsărelile, știi? Astea sunt foarte bune pentru că ajută la eliminarea colesterolului după vasele de sânge, după vene. Dacă sunt prea strânte, venele se lărgesc, dacă sunt prea largi, se strântează și repară mult păducelul ăsta. Floarea foarte bună pentru cei cu probleme cu tensiunea. Reglează tensiunea. Opa, aici e mlaștină, sigur este apă. Undeva o trebuie să fie. Tu îți dai seama dacă ar veni bătrânii să vadă ce pe aici. Peștele ne-ar bate, mă. Iar trage cam cum o tragi Vlad Țepeș în țapă. Opa! Nu, e de păsări aici. Păsările au făcut asta. Mamă, cum l-a făcut, fii atent. Lemnul intră în putrefacție și produce carii. Apa astea mâncă pe timpul iernii. Pe timp de iarnă. Ce mai zărici, bă? Ia spune tu. Multe terenuri, mă. Multe terenuri care să, uite, să degradează, să fac păduri. Adică păduri, că nu-s păduri de, nu știu, mare valoare să spui, da? Să te dai să le cureți înapoi astea pe aici, ani? Îi un pica, nu? Astea. Aici să văd, dar asta e răzorni. Vedeți? Asta e răzor. Astea cândva au fost cultivate cu ceva. Nu-ți dai seama. Deci ăsta e un răzor. Răzorul e o delimitare, o dâlmă între două locuri. Adică ăsta e lui vecinul din jos, ăsta la alt din sus, e al lui altul. Așa se numesc pe la mine pe în zonă.
trebuie să fie puse hatura, bă. Numai care știe exact unde e hatul. Băi, omule, dar pe ăsta cosă pe aici, nu glumă, mă. O băgat o țâră. Lasă, bine că să mai cosești, dai că cosătoare cosăt. Bine că să-mi nimă încă unul, mă, cu un scoate, doamne, doamne, în cale, bă. Îl filmăm și pe aia ăsta, bă, să duce și ăsta e gata, bă. O să iasă un clip firiceală, iară, doare capul de lung. Ia te uite ce fain e de aici. Păcat, dacă era un pic de soare. Super. Oh, că ăsta l-a trâmpit la pământ, mă. Yeah. La câine pasă de câine, mă, tată. Oh, că nu poți că ți faci un fum aici. E numai un pic, avă, firiceală. Hai să-l vezi. Hai de zilele mele ce mic e. Deci așa de mici n-am văzut de când îs. Opa. Mamă, cât am mușunoi acolo înăuntru, bă. Hai să vezi. Ce găsim? Ce pățiși, mă, de faci de astea? Ceva? Ăsta se trebăle pe...